Îl binecuvântăm și lăudăm pe Dumnezeu pentru bunătatea și îndurarea Lui. Îi mulțumim Domnului pentru harul acesta deosebit, pentru că în dimineața aceasta, iată-ne în casa de rugăciune și este un har deosebit să fim în locul acesta și de aceea îl glorificăm și îl binecuvântăm. Așa cum am stat la ceasul de rugăciune și am venit cu rugăciunile noastre înaintea lui Dumnezeu. Și este un lucru frumos, un lucru bun, este un lucru care, prin rugăciunile noastre, ar trebui să ne apropie tot mai mult de Dumnezeu. Ca legătura noastră să fie tot mai strânsă cu Dumnezeu prin rugăciune. Pentru că rugăciunea este legătura de contact între noi și Dumnezeu. În rugăciunile noastre poți să stai de vorbă cu Dumnezeu. Poți să vorbești cu El, poți să stai ca El să-ți vorbească, poți să meditezi împreună cu Dumnezeu la lucrurile din jurul nostru, la mântuirea pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o în dar și Dumnezeu să ne ajute să putem să ne rugăm neîncetat. Să facem din viața noastră ar fi foarte frumos și un lucru benefic pentru fiecare. Să facem din viața noastră viața rugăciunii. De a avea plăcerea de a te ruga și de a mă ruga înaintea lui Dumnezeu. Și Domnul să fie lăudat și binecuvântat. Aș vrea să venim înaintea Domnului, să cerem binecuvântarea Domnului peste tot ce se va face în dimineața aceasta. Ca Domnul să binecuvânteze cântarea de la. Ca Domnul să binecuvânteze cuvântul Său din dimineața aceasta, ca text de învățătură, dar totodată Dumnezeu să binecuvânteze și pe cei ce vor da un îndemn în dimineața aceasta. Vor rosti cuvântul Domnului. Pentru că Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi să putem să rostim adevărul. Rostind adevărul, dar și să-L trăim. Și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Așa cum stăm în picioare, haideți să venim înaintea Domnului cu această rugăciune, să cerem binecuvântarea Domnului în continuare, peste întreg serviciul divin din dimineața aceasta. Amin.